așa ceva, n-am văzut. Am căzut acolo în genunchi. N-am văzut tabla asta. Ridicându-mă să zic că e sfârșitul lumii. Noaptea am dormit acolo în graj cu iapa. Furtuna a venit dintr-o dată și i-a luat prin surprindere pe localnicii satului Valea Motrului. Totul a început cu o vijelie, iar apoi s-a dezlănțuit ploaia. Acoperișul mai multor case a fost luat de vânt, iar oamenii au fugit pe unde au apucat. Riscul puternic de tot, dacă a zburat toată partea din vale, țiglele, a plouat în casa mea, a căzut tavanele, a smuls fereastra aia, s-a spart geamurile. Porumbii la pământ, grădinile făcute praf. Pun căzus peste tot, recolta e la pământ. Vă fost frică să mai stați și în casă? Bineînțeles că ce, să stau să cadă tavanele pe noi? Și unde ați stat noapte? Am stat pe afară, prin graj cu copiii, pe la vecini. Unui localnic i s-a făcut rău când a văzut că acoperișul unei anexe gospodărești a fost smuls și ridicat în sus. În câteva minute m-am pomenit cu viscolul de a ridicat această perdea în sus, tabla de 6 metri lungime, dacă nu este și mai lungă, 70 de lată, când a ridicat-o cu 5 metri în sus, eu de emoții am căzut acolo în genunchi. N-am văzut tabla asta, ridicându-mă să zic că e sfârșitul lumii. Am fugit de aici, am luat-o pe drum și am ajuns acasă și am văzut dezastru. Culturile agricole au fost puse la pământ și oamenii au încercat în zadar să mai salveze ceva. Le pare rău numai de banii pe care i-au investit. Bani băgați aici în sămânță. Da. A, porumb frumos, n-are ce să-i mai facem astuia. Nu mai stă. Nu stă. Doamne. Vântul puternic și ploaia i-a băgat în sperieți pe săteni, în special pe bătrânii satului, care și-au făcut cruce crezând că vine sfârșitul lumii, pentru că nu au mai văzut niciodată așa ceva. N-am văzut de anii mei care i-am, la 88 de ani care i-am, n-am văzut așa ceva. N-am văzut. Eu am ieșit afară cât a fost hala aia și mă închinam și plângeam. Așa ceva n-am văzut. Potop de ploaie ca acum niciodată, de când sunt și eu, că-s bătrâna, 70 de ani. Să scot apă din casă cu ligianul și cu părașul. V-ați speriat? Olă, nu ieșeam, n-am mai am băgat în casă. V-a fost frică? Oh, Doamne, ia-mă. Supat am intrat. Sătenii din Valea Motrului au început să-și repare acoperișurile caselor și încearcă să mai pună câte ceva prin grădini.